În ultima emisiune am vorbit despre automutilare și, de fapt, emisiunea de astăzi va fi o continuare, va fi partea a doua. Și în ultima emisiune am spus și am tras atenția asupra cuvintelor lui Dumnezeu când le spune poporului Israel că le pune în față viață și moarte, binecuvântarea și blestemul. Și când le spune despre moarte, spune în Deuteronom 30, versetul 17, spune așa: dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgi să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujezi, vă spun astăzi că veți peri. Deci dacă inima ta se lasă amăgită, dacă te vei abate și nu vei asculta și te vei lăsa amăgit. Acum vreau să trag atenția asupra părții te lași amăgit. Ascultam o înregistrare și era un pasaj din romanul lui Chesterton, Omul care era joi. Și acolo, interesantă discuția, și un polițist spune la un moment dat că este partea internă și partea externă când vorbești de crime. Deci este omul inocent, omul care a fost prostit din pricina ignorant. Omul care din pricina ignoranței lui a putut fi amăgit, prostit și a făcut ceea ce a făcut, dar este cercul intern, unde sunt oameni care știu foarte bine ce fac și de ce fac, ce fac și de fapt scopul lor este să facă rău. Deci rău în sine este un scop pentru ei și ei găsesc plăcerea în a face rău. Și aici Dumnezeu le spune să nu se lase amăgiți și arată de fapt cum ajungi să poți fi amăgiți. Spune că să nu te abați și dacă nu vei asculta. Deci lor le-a fost date poruncile, le-a fost descoperită voia lui Dumnezeu și spune dacă tu te vei abate, dacă nu vei asculta, dacă nu vei ajunge să nu mai cunoști, nu mai înțelegi care este voia lui Dumnezeu și dacă te vei lăsa amăgit. Deci în momentul în care nu mai cunoști voia lui Dumnezeu, ușor ești amăgit. Spune că dacă te vei lăsa amăgit, vei peri. Deci ca să te lași amăgit, trebuie să fii cineva care are intenția să te amăgească. Și în Proverbiul 2, de la 10 la 15, Solomon spune: căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința va veghea asupra ta și priceperea te va păzi ca să te scape de calea ce are de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase. Deci, dacă ai cunoștință și înțelepciune, și spune că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și în altă parte spune că înțelepciunea te va duce la frica de Dumnezeu. Deci, dacă tu sincer cauți adevărul și înțelepciunea, tu vei găsi pe Dumnezeu. Dacă tu sincer cauți pe Dumnezeu, tu vei găsi înțelepciunea. Ele sunt împreună, nu pot fi separate. Și spune, dacă tu vei avea cunoștință și înțelepciune, dacă vei căuta, atunci aceasta te va păzi și spune de cine te va păzi. De omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate. Deci sunt oameni care au cunoscut cărarea adevărată, au fost pe cărarea adevărată, dar au părăsit cărarea adevărată și țin cuvântări stricate ca să-i convingă pe tine să vii pe cărarea care duce la moarte. Și spune, îmblă pe drumuri întunecate și apoi tot despre ei spune, care se bucură să facă rău și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Deci ei nu s-a întâmplat să ajungă pe cărări rele și sucite fără a-și da seama. Spune că, în altă parte, spune că multe cărări par bune, dar duc la moarte. Deci de multe ori intră pe o cărare pentru că crezi că te va duce la viață, dar duce la moarte. Nu, aceștia conștient au mers pe o cărare care știu că este rea. Și spune că ei au părăsit cărarea adevărată. Deci ei au știut adevărul, au cunoscut cărarea adevărată, dar au părăsit-o pentru că se bucură să facă rău și își pun plăcerea în răutate. Și spune că dacă ai cunoștință și chibzuință, ia înțelepciune, ea te păzește de acești oameni care încearcă să te amăgească pentru a te duce pe cărarea care duce la moarte. Dar dacă tu nu ai cunoștință și înțelepciune și în contextul ăsta vorbim despre cunoștința de Dumnezeu, atunci ușor ești amăgit și dus pe o cale greșită. Deci ei când vin nu-ți spun că vin o să te omorâm. Măcar că știu că te omoară. Dar vin și îți spun, vină, noi îți vom arăta cum să ai, să trăiești viața din plin. Și în paralela care am făcut-o în emisiunea trecută despre păcat și suicid. Deci ce spun oamenii aceștia? Îți spun că tu ai prejudecăți cu privire la săritul de la noul etaj și tu ai o înțelegere foarte limitată a gravitației. Ce spun ei? Că de fapt dacă tu sari de la noul etaj, sari de acolo, tu ai să zbori. Și el știe bine că tu ai să cazi și ai să mori, dar el intenționat face rău, el se bucură să facă rău, el vrea. Deci însăși rău este scop, nici măcar nu este mijloc pentru a atinge un scop, dar este scop în sine. Deci ce fac aceștia care iubesc rău, care
care lasă cărarea adevărată, spune că ei te amăgești și încearcă să te duc la moarte, să te duc pe o cale care duce la moarte. Toți știți de cazul, ți-am minte și la școală, este un tată care fumează, dar își bate copilul ca să nu fumeze. Pentru că tata a început să fumeze, a văzut că asta îi aduce rău, îi aduce suferință, îi aduce boală și vrea, el nu poate lăsa, dar vrea să protejeze copilul. Deci omul acesta a făcut rău, dar el e conștient că rău pe care îl face e rău și el îl numește. Uite, eu fumez, dar asta e rău, nu vreau să faci tu la fel. Pe de altă parte, ai companiile care vând țigări, care fac reclamă, care investesc foarte mult în reclamă pentru a face cât mai atrăgătoare ca să facă același copil să cumpere țigara și să fumeze. Și ei, ca cei care promovează asta, ei sunt foarte conștienți de consecințe, dar totuși urmăresc un câștig. Ei fac asta ca să aibă un câștig. Sau un prieten de la școală, același copil pe care tatăl îl convinge să nu fumeze, o să meargă și un prieten îl va face să fumeze, pur și știind ca să-i face rău, pur și simplu ca să aibă companie și să mai strice pe cineva, să nu fie el unicul stricat. Deci, aici vorbim despre cineva care foarte conștient face rău și cate să aducă și pe alții, să amăgească și pe alții și celorlalți nu le promite rău și suferință și moarte, nu, le promite viață din plin și bine, interesant că și Domnul Iisus spune că eu vin să vă dau viața din plin și tu ai o grămadă care îți promit. Spune, dacă uite, trăiești în imoralitate, ai viața din plin. Deci tu ai mai mulți care îți propun viața din plin. Înțelepciunea e să știi care e cu adevărat de această viață din plin. Și apoi, în a doua epistolă Ioan, capitolul 5, este interesant că Ioan începe vorbind despre dragoste și brusc pare a fi foarte categoric în contextul acesta a dragostei, să vă iubiți unii pe alții și spune așa. Și acum, te rog, Doamne, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă și cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Deci amintește de această poruncă și spune, dragostea stă în vețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Deci să ne iubim unii pe alții, în porunca asta trebuie să umblăm. Și tot aici, 2 Ioan 5, versetul 7. Căci în lume s-au răsplândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristosul vine în trup. Iată amăgitorul, iată antichristul. Deci, iarăși, vine cineva care amăgește, care înșală. Și spune, nu vă lăsați înșelați, am văzut în prima în Deuteronom și aici spune, vine cineva care înșală. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Deci dacă tu îi primești pe aceștia, este riscul să-ți pierzi rodul. Deci toată munca ta, dacă după ce ai lucrat în Evanghelie, ai slujit, dacă te prinzi la învățătura lor, spune că îți pierzi lucrul și, de fapt, toată lucrarea ta a fost zadarnică. Și spune, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Deci, iarăși, vedem cineva care a auzit învățătura lui Hristos, cunoaște învățătura lui Hristos, dar o ia înainte. Deci nu spune că cineva care n-a ajuns până la învățătura lui Hristos. Toți care n-au cunoscut prin Hristos o să trăiască în păcat și o să trăiască o viață nu bună, nu plăcută. Nu poți trăi o viață sfântă fără Hristos. Dar spune despre aceștia că aceștia au ajuns la Hristos. Dar după ce au auzit învățătura, spune, n-au rămas în învățătura lui Hristos. Și spune, cine nu rămâne în învățătura aceasta, n-are pe Tatăl și pe Fiul. Și, mai departe, despre cei care au cunoscut, dar n-au rămas în învățătura lui Hristos. Dacă vine cineva la noi și nu vă aduce învățătura aceasta, adică învățătura lui Hristos, să nu primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că cine zice bun venit, se face părtaș la faptele lor. Deci, începe cu dragoste, spune iubiți-vă unii pe alții și apoi spune dacă vin aceștia, nici măcar nu-i zici bun venit și nu primești în casă. Deci cum merg acestea împreună? Deci ce face dragostea? Dragostea urmărește să dea viață. Spune Dumnezeu, pentru că a iubit lumea, l-a dat pe singurul său fiu, ca lumea să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci dragostea urmărește viața celui pe care îl iubește. Caută să facă tot posibilul ca cel pe care îl iubește să aibă viață. Ce fac aceștia? Aceștia aduc moartea. Și din dragoste trebuie să nu-i primești pentru ca să-l protejezi, pentru că să primești pe ei, să-i primești pe ei înseamnă să primești moartea. Să dai voie ca ei să vină, să amăgească pe cei care n-au ajuns la cunoștință, nu înțeleg de plin și așa se duce la moarte, se face să-și piardă rodul. Și ce spune despre aceștia? Deci nici bun venit și dacă tu-i primești și primești bine și frumos, spui că te faci părtaș la faptele lor, de fapt îi încurajezi în ceea ce faci, fac și îi ajut să amăgească și să înșele și mai mulți oameni. Și în 2 Corinteni, de fapt 1 Corinteni, capitolul 9, Pavel vorbește celor din Corint
Și le spune, când v-am spus să n-aveți legătură cu curvare, spune, n-am spus să n-aveți legătură cu cei din afară. Deci când am spus să n-aveți nicio legătură, și aici spune, nici să nu mâncați la masă cu ei, n-am vorbit despre cineva care este în afară, lumii care n-a auzit Evanghelia sau n-a primit Evanghelia sau n-a înțeles pe Evanghelie. Nu vorbesc de cineva care nu cunoaște pe Hristos. De fapt, când v-am spus să n-aveți nicio legătură, v-am spus de cei care, măcar că își spun frate, totuși se țin de curvei. Deci, iarăși vedem, cel mai periculos sau de cine nu trebuie, sau cel care nu trebuie scuzat și înțeles și primit, e cel care a auzit, a înțeles, a cunoscut pe Hristos, a cunoscut adevărul, dar totuși a părăsit calea adevărată și face rău. Și ceea ce e important e că ei niciodată nu o să rămâi singuri. Deci ei nu o să duc într-un colț să facă rău. Ei continuă să pretindă a fi creștini. Deci spune că cei care sunt în mijlocul vostru, în Ioan iar am văzut, ei caută să fie în mijlocul celor care sunt creștini. Și în Proverbe ei țin cuvântări ca să aducă pe cât mai mulți de partea lor și de fapt să fie de partea lor înseamnă să mergi la moarte. Deci ei încearcă să, și de asta spune, fiți maturi și vegheați ca să nu vă lăsați amăgiți, pentru că ei caută să te aducă de pe calea care îi duce la viață și ei, când mergi după ei, tu nu crezi că mergi la moarte. Când ei îți spun că sari de la noi la etajul zbor, tu crezi că tu străiești viața din plin. Și tu nu înțelegi că, de fapt, îți faci ție rău. Dar crezi că îți faci bine. Faci și ajungi la un bine mai mare decât ai avut până acum. Pe când cine avertizează, iar și iar, e că oamenii aceștia caută să te omoare. Deci ei te amăgesc ca să te ducă la moarte și găsesc plăcere. În Romani, capitolul 1, spune că ei știu că fac rău. Ultimul verset spune că măcar știu că care este hotărârea lui Dumnezeu cu cei care fac asemenea lucruri să vrege de moarte. Ei nu numai că le fac, dar găsesc de bun pe cei care le fac. Deci ei nu numai că fac rău și știu că fac rău și ajung la moarte și vor fi pedepsiți, dar ei găsesc de bun pe cei care fac. Deci ei încurajează pe alții să facă același lucru. Și vedem și Iisus în Luca 21, cum spune, băgați seama să nu vă amăgească cineva. Deci iarăși ne avertizează că putem fi amăgiți. Deci este riscul să fie amăgiți. Și în Deuteronom, când vorbești poporul lui Israel, și când vorbești ucenicii, spune, băgați seama să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Deci veniți la mine, eu vă dau eliberare, vă dau viață din plin și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Deci, să nu, iarăși același lucru, să nu te lași amăgit de cineva care vine și îți promite viață, dar de fapt te duce la moarte. Și în Deuteronom spune că riscul este de a te lăsa amăgit, de fapt, oricum porți responsabilitate când ești amăgit, pentru că ce trebuie să faci tu e să cauți să cunoști voia lui Dumnezeu și adevărul. Și să depui efort să cunoști, pentru că când cunoști adevărul, nu mai ești atât de ușor amăgit. Este ușor amăgit cel care nu cunoaște. Spune că dacă te vei abate și dacă nu vei asculta, atunci te vei lăsa, atunci este riscul să te lași amăgit și te vei lăsa amăgit. Deci după ce te abați, după ce nu asculți poruncile, te lași amăgit. Deci iarăși responsabilitatea de a cunoaște bine pentru a nu te lăsa amăgit. Deci cel care vine și îți promite viață, dar de fapt te duce la moarte. Pentru că sunt foarte mulți care merg, de fapt cei despre care am vorbit în prima emisiune, prima parte a emisiunii, sunt cei care nu sunt conștienți că merg la moarte. De multe ori sunt prostii și după ce au înțeles că au ajuns la moarte, este responsabilitatea noastră să le arătăm calea, să le arătăm o soluție, să le arătăm cum se poate elibera de ceea ce a făcut și să-i ducem la Hristos care poate curăți, poate elibera. Dar sunt cei care foarte conștient fac rău și vor asta, își găsesc plăcerea în asta și amăgesc pe ceilalți. Deci responsabilitatea celor care cunosc adevărul, celor care cunosc voia lui Dumnezeu, îi să apere pe cei care nu cunosc, să apere, să nu fie amăgiți. Ei însăși se vegheze ca să nu fie amăgiți, dar și să prevină și să avertizeze pe ceilalți și să nu lași acces învățătorul mincinoși la ceilalți ca să-i poată amăgi și să-i ducă la moarte. Pentru că, iarăși, cum am văzut în 2 Ioan, spune, nu nici bun veniți și nu-i primiți la masă. Pentru că dacă voi îi primiți, voi le dați acces la ceilalți care vor fi amăgiți și astfel tu te faci părtaș la faptelor rele, tu încurajezi ceea ce fac ei. Spune nu, pe aceștia nu este abordarea asta înțelegătoare și nu îi încurajezi, nu. Trebuie opriți ca să înțeleagă ei că ceea ce fac este rău și ca să înțeleagă ceilalți că ce fac cei care amăgesc este rău.